Ok, Diana întârzie. Trebuia să începem de jumătate de oră antrenamentul și Diana nu a venit. Fetelor propun să ne schimbăm și să ne antrenăm. Va veni și Diana cândva. Și dacă nu vine, ne schimbăm pentru antrenament degeaba? Fetelor, mai așteptăm câteva minute. Dacă Diana nu vine, ne vom antrena fără ea. În regulă, fetelor, să așteptăm. Așteptăm, așteptăm. Fetelor bune, scuze, știu că am întârziat, dar nu mai suport, mă urmărește peste tot. Bună, scuze că ai întârziat, Diana. Nu mă credeți, fetelor, vorbesc serios. Diana, să vorbim, te iubesc. Vedeți, fetelor, v-am spus, de acasă mă tot urmărește. Smiley, nu mai vorbi și nu mă mai urmări. Sun la poliție dacă nu te oprești. Diana, cred că ai nevoie de pază. De ce nu putem fi noi paza Dianei? Suntem tot timpul împreună. Fetelor, lui Smiley nu este frică de voi. Diana, dacă vrei, te duc eu acasă după școală. Mersi, mascotă, ești foarte curajos, dar lui Smiley nu e teamă nici de tine. Am nevoie de cineva puternic care să fie cu mine peste tot. Așa voi fi în siguranță și Smiley nu și-ar mai permite să facă lucruri de genul ăsta. Ascultă, chiar cred că trebuie să-ți găsești pe cineva care să fie cu tine tot timpul. E o idee bună, Knopa, dar unde pot să găsesc pe cineva? Nimeni nu vrea să facă asta. Pe gratis nu, dar pe bani. Ce amuzant, crezi că ar fi de acord? Unde să găsesc un bărbat puternic? Bună, am venit să împărțim pliante. Avem nevoie de băieți. Și pentru voi, fotbaliștilor. Caut cel mai puternic băiat. Nu înțeleg, ce tip puternic caută ele? Băieți, dați foile astea la o parte. Unde vom merge azi? Cine e? Nu pricep. Fetelor, cine caută cel mai puternic bărbat? Diana. Nu înțeleg ce treabă au fotbaliștii cu faptul că Diana își caută un tip. Luați flyerele astea. Diana își caută un bodyguard. Puteți citi, pe spatele foii scrie totul, ok? Citiți! Vino și arată-ți puterea, poți fi bodyguardul meu, se plătește!